A orașului sau a satului din care este el, și anume crearea unei platforme pe internet care să permită fiecărui tânăr să posteze informații turistice legate de orașul, legate de locul unde trăiește el. În felul ăsta el reușește să-și promoveze regiunea și în același timp el simte că se implică în viața socială și se simte cumva important în momentul respectiv. Pentru că marile orașe doar beneficiază de promovare, ceea ce înseamnă turismul. În schimb, regiunile mai mici, care au potențial turistic, din păcate nu pot să facă acest lucru. Și, în același timp, respectiva platformă ar putea să-i ajute pe tineri să-și organizeze vacanțe, iarăși cu bani puțini, pentru că unii, chiar și din Cluj, unele persoane nu știu că au la 20 de kilometri de Cluj, care este foarte aproape, locuri frumoase și locuri care poți ajunge practic bani super puțin sau chiar gratuit dacă ai o bicicletă.